Planul meu alimentar este gata. La mine a funcționat. Acum este timpul să-l testez și pe metabolismul feminin, pentru că suntem egali, dar asta nu înseamnă că nu suntem și diferiți. Alo? Ce faci, Eduard? Cu cine vorbești? Cu tine. Adică cu mine, dar acum cu tine. S-a întâmplat ceva? Iar vrei să schimbi exercițiile că sunt prea grele? Nu, nici de cum. Transformarea eduardiană funcționează de minune. Ce? Nu se vede? Nu. Acum este vorba despre hormonul fericirii, serotonina. Așa. M-am tot gândit zilele astea la Georgiana. Aoleu, iar e vorba de fata cine? Știa Manuela că producția de serotonină este influențată de lumina soarelui? Prin urmare, lipsa soarelui ne poate afecta în mod direct, făcându-ne să ne simțim deprimați. Și nimeni nu se mai gândește la o împăcare ca în filme atunci când nu secretă suficientă serotonină. Deci, nu te mai bazezi pe un trup de zeu grec obținut cu exerciții de la mine? Nu. Am un plan mult mai bun. Un plan alimentar care să provoace secreția de serotonină în mod natural. În timpul unei cine romantice, pe balcon, doar noi doi, mânghiați de razele soarelui de 18 și 23, răsfățați de gustul preparatelor pe care le voi găti. Da. Stai o leacă. Ăsta e un plan pentru toată lumea? Sau iar pui ceva la cale pentru Georgiana? E un plan genial, care ar putea readuce fericirea pe chipurile tuturor izolaților urbani cât ar mânca o lingură de spanac sau un șnițel de curcan sau orice aliment din lista mea de alimente care cresc în mod natural serotonina. Uite ce, Emanuela, în ultimele zile am creat un meniu perfect balansat, alcătuit integral din alimente care cresc serotonina. Pe multe dintre ele chiar le aveam în congelator. L-am testat, Manuela, pe mine și funcționează. Nu m-am mai simțit de mult atât de fericit. Văd. Iar acum am nevoie să-l testez pe o prezență feminină. Recte, tu. Studiile de specialitate arată că creierul feminin secretă cu 50% mai puțină serotonină. De-aia am nevoie de ajutorul tău. Vreau să testez meniul meu pe tine. Să-mi spui dacă dă rezultate, dacă te face să te simți mult mai veselă sau doar ponderat mai veselă. Vreau ca atunci când vom fi ieșit din izolare și o voi invita pe Georgiana la masă, meniul să fie perfect balansat, să o fac să se simtă în sfârșit fericită. Da, bun. Bun, dar mie ce-mi iese din treaba asta? Cum adică ce-ți iese? Îți iese mult mai multă fericire! Sau doar ponderat mai multă fericire. În orice caz, fericire pe plus. Asta e ideea. Bun, ești gata să notezi? Da, bun, sună bine. Ha, bun, îmi notez. Deci, puiul și legumele verzi conțin triptofan. Prin urmare, pentru felul întâi, avem o ciorbă de pui. La care vom folosi, bineînțeles, pui fără antibiotic. Bun. Și în care vom adăuga din belșug fasole verde. Mazăre. Nu. Asta e mazăre, asta e fasole verde. Și nu contează pentru că adăugăm din amândouă, da? Deci notează acolo, te rog frumos, fasole verde și mazăre. Mazăre. Bun. Și altceva nu mai punem? Nu, e o ciorbă de pui ca toate celelalte. Trebuie să respecti rețeta, dar important este să adăugăm în special aceste legume verzi. Pentru felul 2 avem pește. Creierul uman este format în proporție de 60% din grăsime. Deci iubește grăsimile esențiale, cum ar fi acizii grași omega 3. Da? De exemplu, macrou sau ton, da? Cod sau șalău. Cod și șalău nu am, dar funcționează la fel de bine, alături de o garnitură de ciuperci sau brocoli, da? Foarte bogate în vitamina D. Iar la desert, lovitura de grație pentru o explozie de serotonină 2-in-1, înghețată de ciocolată neagră cu nuci pecan. Da. În sfârșit, ceva ce pot să gătesc și eu. Asta e genialitatea, Manuela. Sunt foarte ușor de preparat și pe deasupra sunt extrem de gustoase și pline de nutrienți. Nu degeaba am ales Edenia. Crede-mă, Manuela, este mult mai ușor să prepari meniul meu serotonogastronomic decât să faci exercițiile fizice date de tine. Hei,
Dar exercițiile acelea chiar sunt ușoare, de ce zici? De asta le-am și ales așa, ca să faci, îl fac oricine, să ieșim cu toții sănătoși din situația asta. Da, da, asta este și ideea planului meu alimentar, să ieșim cu toții sănătoși, dar mai ales fericiți, da? Și să se întoarcă în sfârșit Georgiana la mine. Cine e genial? Edward! Cine e genial? Edward! Cine e genial? Edward! Hei, Edward! Tu ești cumva genial? Da, da, Edward, eu sunt genial!